Doamnelor și domnilor, bună seara! Bună seara! Bine ați venit la tradiționalul concert de sărbători, ajuns anul acesta la cea de-a 7-a ediție. Subtitlul Vis de decembrie, spectacolul din această seară este organizat de Asociația Activ, sub patronajul Unității Administrativ Teritoriale Municipul Moinești, care a demonstrat încă o dată că sloganul "Promovăm valorile, stimulăm competiția, construim viitorul" nu sunt simple vorbe. Spre deosebire însă de anii anteriori, evenimentul din această seară se desfășoară sub forma unui concert caritabil, când, pe lângă participarea dumneavoastră la un spectacol de înaltă ținută, achiziționând biletul de intrare, v-ați pus amprenta asupra destinelor a doi copii minunați, două vieți diferite, care vor beneficia de generozitatea dumneavoastră. Așadar, doar datorită dumneavoastră, în această seară putem acorda premiul de excelență unei eleve de excepție a municipiului nostru și mai putem ajuta o fată aflată într-o situație vulnerabilă, necesitând o operație la Chișinău. Așadar, este decembrie. Nu întâmplător am numit astfel momentul acesta. Luna decembrie este o perioadă a viselor care devin realitate și totodată a nașterii de noi vise, așteptându-și împlinirea. Visul nostru de decembrie înseamnă dorința ca valorile în care noi, cei de astăzi, credem să fie sădite și în conștiințele generațiilor viitoare. Dragostea pentru semeni, concretizată în sprijinul efectiv al celor vulnerabili care au reală nevoie de ajutor, recunoștința pentru cei ce reprezintă o părticică a comunității noastre, pe care o fac cunoscută prin realizările lor în lumea largă, și, nu în ultimul rând, speranța pentru un viitor mai bun, în care pacea să fie isonul, firul conducător al acelei polifonii, care va fi luna de mâine. Și pentru că această seară este, așa cum spunea Mădălina, despre dragoste, speranță și recunoștință, vă vom spune povestea a două tinere din Moinești, două vieți care ne-au impresionat, două povești diferite, două motive pentru care Crăciunul va fi altfel anul acesta. Prima poveste este despre Fabiana Tărâță, o fată frumoasă, pentru care luna decembrie chiar reprezintă o lună a speranței. Speranță pentru însănătoșire și pentru o viață normală, pe care încercăm să o insuflăm Fabianei, o fetiță de 12 ani din Moinești, care va fi operată de miofibrotonie la Chișinău. Intervenția costă 1.800 de euro, la care se adaugă cheltuieli aferente transportului, cazării, însoțitorului, medicamente. Pe 3 decembrie, Fabiana a fost la Galați și programată pentru operație în luna mai 2017. Familia sa a dat dovadă de implicare în rezolvarea situației Fabianei, desigur, și a făcut eforturi de a răspunde nevoilor ei medicale, dar intervenția la care urmează a fi supusă presupune costuri mult prea mari. Așadar, ajutorul pe care dumneavoastră l-ați acordat este neprețuit, influențând parcursul pe care Fabiana l-are de trecut, un ajutor pentru care noi vă mulțumim. Din cauza stării precare de sănătate, Fabiana nu a putut veni aici, dar o invit pe scenă pe mama Fabianei, doamna Lăcrămioara Tărâță, pentru a primi un voucher în valoare de 9.000 de lei, bani necesar intervenției chirurgicale. Doamna Lăcrămioara, dumneavoastră putere, să puteți trece peste toate. Știm că ați făcut tot posibilul. Mulțumim frumos tuturor participanților care au venit cu suflet în această seară să fie alături de noi, să dea o speranță, un zâmbet Fabianei. Vă mulțumim din suflet și vă dorim multă sănătate, bucurie și sărbători fericite! A doua poveste este despre munca asiduă, perseverență, seriozitate și ambiție. Este despre un copil extraordinar, Miruna Belciu, care demonstrează că un oraș de provincie poate fi o sursă valoroasă pentru oamenii de succes cu care ne mândrim. Din păcate pentru dumneavoastră și pentru noi, Miruna nu este nici alături de noi în această seară pentru a-și ridica premiul, dar ea se află la Bali, în Indonezia, pentru al doilea an consecutiv, unde va reprezenta România la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori. Miruna Belciu, copilul minune al județului Bacău, este un model de urmat pentru tinerii care au și ei o responsabilitate față de propria dezvoltare și este o speranță a întregii comunități. Acum eleva Colegiului Național Grigore Vrânceanu din Bacău, clasa 10-a, profil matematică-informatică, Miruna și-a început ascensiunea sub îndrumarea cadrelor didactice ale școlii gimnaziale Ștefan Lucian din Moinești. Autodidactă, ambițioasă și serioasă, Miruna a descoperit tainele chimiei și ale științelor naturii în școala generală, când, odată cu participările la etapele județene, s-au văzut și rezultatele. Prin calificările la fazele naționale, urmate de premiile 1 și 2 la disciplinele matematică, biologie, chimie, științe pentru juniori. Cadrele didactice care i-au modelat profilul de excepție au fost doamnele profesor Mareș Mihaela și Tăbăcariu Anca. Premiul 1, obținut la Olimpiada de Științe pentru Juniori, a făcut ca Miruna să se califice la faza internațională desfășurată în Coreea de Sud în anul 2015, formând, împreună cu alți 5 elevi din țară, lotul olimpic românesc și obținând medalia de argint. Anul acesta, cu cea mai mare notă pe țară, s-a calificat din nou în lotul restrâns al României la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori, care, așa cum a menționat și Monica, are loc chiar acum la Bali, în Indonezia. Și pentru că mereu mama sa i-a stat alături, doamna Mihaela Belciu, o voi invita pe dânsa alături de dumneavoastră în această seară, pentru a ridica premiul Mirunei, un voucher în valoare de 4500 de lei. Mulțumesc frumos pentru acest dar și vreau să vă transmit bucuria Mirunei pentru recunoștința muncii sale și sperăm că în Indonezia va face o figură frumoasă. Vă mulțumesc frumos, vă doresc sărbători fericite, încărcate de lumină și speranță, un Crăciun fericit și toți cei dragi aproape. Vă mulțumesc! Aceste fete minunate, care au beneficiat de fondurile rezultate în urma participării dumneavoastră la concertul din această seară, au fost selectate din numeroase propuneri venite din partea Direcției de Asistență Socială, Liceului Teoretic Spiru Haret și Colegiului Tehnic Grigore Cobălcescu din Moinești, de un juriu format din oameni reprezentând diverse domenii de activitate din comunitatea moineșteană. Le mulțumim mult membrilor juriului pentru interesul, implicarea și profesionalismul de care au dat dovadă. Doamnei Pațilea Carmenela, președinte Judecătoria Moinești, mulțumim. Doamnei Ilioaia Rodica, profesor de limba și literatura română, mulțumim. Doamnei Ena Andra Cristiana, profesor de sprijin. Domnului Ena Daniel, preot al parohiei Sfântul Nicolae. Domnului Lucian Bodor, președinte al Colegiului Național al Asistenților Sociali Bacău. Și domnului doctor Hiru Florien, șef de birou management sanitar din cadrul primăriei Municipului Moinești. Mulțumim tuturor! Mulțumim totodată și echipei Direcției de Asistență Socială Moinești pentru cazurile propuse, precum și cadrelor didactice, doamnei director al Liceului Teoretic Spiru Haret Moinești, profesor Adriana Căzănel și domnului profesor Stelian Ivan, director al Colegiului Tehnic Grigore Cobălcescu, pentru propunerile făcute în vederea acordării premiului de excelență. Și pe această cale transmitem aprecierile noastre tuturor elevilor propuși pentru acest premiu. Din dorința de a suplimenta suma oferită Fabianei, în paralel cu acest spectacol, am organizat pe Facebook și o licitație de produse. Acestea au fost donate de oameni care nu au putut rămâne indiferenți demersului nostru de a face mai mult. Am avut astfel un set de bijuterii oferite de Consuela Impex RL, un aranjament de sărbători oferit de Acaju Ornamental și mulțumim pentru decorul din această seară. Tabloul Visare, oferit de Iustina Gerasim, cartea Fidemn, cu autograful scriitorului Dan Puric, oferită de un donator care însă a dorit să rămână anonim, filmul Wild, oferit de Luminița Bănașu și tabloul Toamnă Urbană, oferit de Asociația Activ Moinești. Le mulțumim tuturor, celor care au donat, celor care au licitat și celor mai generoși care au și câștigat, și știm că se află în această seară aici. Îi mulțumim doamnei Dospinescu Mariana, care a licitat pentru ornamentul de Crăciun și pentru cartea Fidem, și domnului Daniel Neabum, care a licitat pentru filmul Wild. Restul obiectelor rămase nelicitate au fost expuse la intrare, poate l-ați văzut, în foaierul Centrului Cultural Lira. Puteți să vă opriți, să le vedeți, poate vă plac pentru dumneavoastră sau poate le considerați cadouri potrivite pentru sărbătorile care se apropie. Voluntarii noștri vă vor arăta cum să licitați și vă vor da detalii despre fiecare produs. Este momentul să reinventăm pe scenă pe domnul primar al municipiului Moinești, domnul Iorelie, pentru câteva cuvinte pe care poate ar vrea să mi le adreseze. Da. Bună seara! De obicei, locul meu era acolo, în fața scenei, dar cred că îmi stă bine aici, între doamne. Vreau doar să vă spun că în această seară am experimentat un alt gen de eveniment în municipiul Moinești. Așa cum colegele mele au povestit aici despre a 7-a ediție a acestui concert vis de decembrie, primele 6, vă amintiți că au fost în Catedrala Sfântul Nicolae, în parteneriat cu Protopopiatul Moinești, un parteneriat care a fost susținut financiar de cele două părți, Primăria Moinești și Protopopiatul. Așa cum ați auzit, în această seară, acest eveniment nu ne-a costat nici pe noi Primăria Moinești, nici pe altcineva, ci singurii care ați plătit ați fost dumneavoastră. Și iată că ce frumos, din acești bani, reușim să acoperim costurile pentru minunatul Cor Madrigal, care am... Vreau să le mulțumesc de acum că au acceptat să vină să concerteze la Moinești. Pentru mine a fost o îndrăzneală să ajung să discut detaliile acestui spectacol și am fost primit de niște oameni extraordinari care m-au învăluit cu atâta căldură și cu atâta dragoste și am găsit atâtea subiecte frumoase comune de discutat și iată că am concretizat aceste discuții cu acest spectacol. Deci, eu mi-aș dori ca acest spectacol să meargă mai departe și în anii următori sub acest format și să-l numim un spectacol al comunității moineștene. Avem în proiect și alte lucruri care vor veni și haideți să aruncăm o provocare, da, Monica? Dezvăluim puțin, da? Ne gândim la o gala excelenței în municipiul Moinești și eu cred, așa cum în această seară au fost aici pe scenă două cazuri și vreau să vă asigur de tot sprijinul meu în continuare și felicitările mele Mirunei pentru că am avut ocazia să o premiez doar cu o diplomă și un premiu oferit de Consiliul Local chiar și la începutul acestui an. Să demonstrăm că suntem o comunitate unită, o comunitate care știm să ne prețuim și valorile și poate nu numai de sărbători și în luna decembrie, să privim și către cei care au nevoie de ajutorul nostru. Eu vă mulțumesc că ați venit în această seară aici și vă urez, în primul rând, să vă găsiți ghetuțele acasă bine, cu ceea ce v-ați dorit și dacă nu cumva reușește Moș Nicolae să ajungă, cu siguranță vă doresc să vină Moș Crăciun mai darnic și mai plin. Cu multă sănătate, cu bucurie și cu o viață fericită alături de cei dragi ai dumneavoastră. Vă doresc o seară frumoasă!